La 24 iunie curent, la Căușin, a fost marcată Ziua Națională a Portului Popular. Astfel, în această zi, colectivele artistice din raionul Căușin s-au întrunit pentru a sărbători împreună acest eveniment. Dar și oaspeții orașului au putut savura și aprecia costumele populare ale colectivelor prezente, care au mărșăluit pe toată porțiunea străzii Mihai Eminescu până în scoarul vis-a-vis de Casa Raională de Cultură Căușeni. După ce au ajuns în scoar, toate colectivele artistice au încins o horă mare de sărbătoare, acompaniată de fanfara mixtă Valentin Lucianov din satul Zaim, condusă de Ion Veste. Dragi oaspeți, salutăm și prezența oaspeților de onoare! Președintele raionului Căușeni, Nicolae Gorban! Vicepreședintele raionului Căușeni, Tamara Ambroci Ivanov! Șef Direcției Educației, Cultură, Tineret, Sport, Turism Căușeni, Tatiana Pălăduța. În calitate de gazdă al acestui eveniment, vreau în primul rând să vă spun bună ziua și bine ați venit la Ziua Națională a Portului Popular, ediția a 7-a și a Festivalului de Muzică și Dansuri Populare, Hai la Joc! Evenimentul de astăzi ce ni l-am propus este un motiv în plus să aducem omagiu celor care au știut să încifreze în semne și simboluri de demult propria noastră istorie. Această bogată moștenire populară a devenit în timp și constituie și în prezent o sursă inepuizabilă pentru
artiști de a da naștere unor capodopere menite să îmbogățească și să diversifice viața spirituală a țării, să sporească aportul geniului creator al poporului nostru la patrimoniul cultural, național și universal. Costumul tradițional numit și port popular este o marcă a identității, simbol care ne reprezintă alături de simbolurile de stat, stemă, drapel, blazon. Menționăm că Ziua Națională a Portului Popular a fost instituită printr-o hotărâre de Parlament și face parte din programul național al evenimentelor dedicate celor 31 de ani de independență a Republicii Moldova. Stimați invitați, dragi oaspeți, în cadrul evenimentului de astăzi vreau să aduc un mesaj de felicitare și celor care sărbătoresc Ziua Funcționarului Public. Stimați reprezentanții serviciului public, cu prilejul zilei profesionale vă urez cele mai sincere felicitări și urări de sănătate. Fie ca această sărbătoare să vă furnizeze în permanență o energie inepuizabilă de idei inovatoare pe care să le valorificați cu succes în activitățile cotidiene, să rămâneți să fiți deosebit de importanți pentru societate și împliniți ca funcționari publici, iar munca dumneavoastră să vă fie recunoscută și apreciată la justa valoare. Dumneavoastră sunteți reprezentantul statului care asigură continuitatea și funcționalitatea instituțiilor statului. Sunteți cei care, prin profesionalism, competență și eforturi, contribuiți la asigurarea unor servicii publice de calitate în interesele cetățenilor. Zii, maestre! Thank you.
această tură minunată, cu toții s-au îndreptat spre Casa Raională de Cultură Căușeni, unde meștrii populari din raion au pregătit o expoziție inedită de costume populare, broderie, cioplire în lemn și altele, după care a continuat sărbătoarea cu un program de concert cu participarea colectivelor artistice din cadrul Casei Raionale de Cultură Căușeni, cât și a căminelor culturale din raion. Arta se naște plătind cea mai înaltă danie. Scopul artei nu este să reprezinte aparența exterioară a lucrurilor, ci semnificația lor interioară. Festivalul concurs ce ni l-am propus pentru ziua de astăzi are scopul de a valorifica potențialul artistic al tinerilor, dar și al celor trecuți de prima tinerețe, prin promovarea folclorului nostru național. Stimați invitați, dragi oaspeți, să știți că suntem foarte bucuroși să vă vedem astăzi aici pentru a savura plăcerea, armonia și frumusețea cântecului și dansului popular. Iar începutul acestui minunat festival îi revine ansamblului de muzică și dans popular Spicușor din cadrul Casei Raionale de Cultură Căușeni, dirijor Mihail Pătrașco, coreograf Svetlana Gonciarova. Să întâmpinăm cu aplauze! Și Ziua Națională a Portului Popular, care se sărbătorește în ultima duminică din luna iunie. Munca de funcționar public necesită multă dedicație, responsabilitate și patriotism, având o misiune nobilă și foarte importantă. Sunteți cei care prin profesionalism, competență și eforturi contribuiți la asigurarea unui serviciu public de calitate în interesul cetățenilor. Cu aceste gânduri, stimați colegi, vă felicit cu prilejul sărbătorii profesionale și vă doresc să vă păstrați perseverența, integritatea și să vă bucurați de succesele profesionale. Și vă rog frumos să vă ridicați și să vă aplaudăm, cei care sunteți în sală. La mulți ani, dragii mei! Aplaudem! Multă sănătate! Mulțumesc mult! Sărbătoarea națională a portului popular are menirea de a promova portul autentic național. Și dacă veșnicia s-a născut la sat, așa cum spunea Lucian Blaga, atâta timp cât satul moldav va dăinui,
vor exista tradițiile și portul popular izvoare din sufletul oamenilor săi. Fie ca tradițiile și portul popular să dăinuie peste timp ca expresie de necontestat a creativității, spiritualității și unității culturale a poporului nostru. Felicitări încă o dată, cu mult drag, pentru voi!